parte. Cu toții ne-am obișnuit cu fotografiile senzuale ale vedetelor din showbiz, dar stați să vedeți ce bine arată însărcinate. Atât divele din România, cât și cele internaționale și-au uimit fanii cu pozele în care apar cu burtică. Gheorghe este prima pe lista noastră. Tânăra mămică nu s-a ferit niciodată să apară cu burtica la vedere. Diva se simte foarte bine în pielea ei și acest lucru este ușor de observat după zâmbetul de pe chip. Îmbrăcată în rochii sexy, cât mai colorate sau în costume de baie, Elena Gheorghe și-a păstrat același sex appeal și însărcinată. Antonia se încadrează și ea printre divele sexy cu burtică. Imaginile sunt delicioase. Fetița vedetei săruta cu dragoste burtica mamei. Fotografiile ce stârnesc emoție par pictate de mâna unui artist. Să dăm cezarului ce al cezarului. Antoniei îi stă foarte bine în această postură. Madalina Ghenea a arătat senzațional cu burtică. Diva poza cu aceeași senzualitate cu care ne-a obișnuit și nu se ferea să ne arate ipostazele de viitoare mămică. Îmbrăcată în rochii de vară sau scurte, pe terasă sau pe plajă, Madalina Ghenea era într-adevăr hipnotizantă. Dar se pare că vedetele noastre s-au inspirat de la cele internaționale. Beyoncé este una dintre divele care au pornit moda pozelor cu burtică. Shooting-urile foto i-au pus în valoare feminitatea și rafinamentul. Fie că apare în rochii luxoase sau în blugi și tricou, Beyoncé dă clasă tuturor mămicilor de pe întreg mapamondul. Soția lui Kanye West, Kim Kardashian, n-a ezitat nici ea să-și arate burtica la vremea ei. Rapperul are cu ce se mândri pentru că nevasta lui arată senzațional. Kim poza fără inhibiții, în rochii cât mai elegante. Deși era însărcinată, diva își menținea cu brio formele ce au sufocat întreaga suflare masculină. Jenny Molan este cea care închide lista divelor cu burtică. Soția actorului Jason Biggs urmează să nască în curând, așa că nu a ezitat să se afișeze în toată splendoarea pe contul de Instagram. Blondinei îi stă foarte bine ca viitoare mămică, așa că are toate motivele să fie încrezătoare în aspectul ei fizic. După atitudinea din poze, actrița este conștientă de frumusețea ei.